Three Net Radio. More colours in your life. Madalina Afrasini e și Elena, parcă, dacă zic eu bine, cam așa. Uite, stai să ridic și microfoanele și acum să ne auzim mai bine. Lupule, da. Să te aud mai bine. 10-10, suntem pe recepție. Suntem. Elena a fost numele de botez, s-a hotărât nașa să dea acest nume în biserică. Mama și cu tata au zis că e efortul prea mare să mai modifice certificatul de naștere, motiv pentru care n-a rămas decât cu Madalina în certificat, dar în la țară, la bunici, toată lumea mă știe de Elena. Bine ai venit la noi în studio la Weekend Extravadens. O să le spun ascultătoarelor noștri că ești judecător, președintele secției 6 a Tribunalului București, că ai lăsat ciocănelul acolo în sala de judecată. Dar n-am ciocănel. N-ai ciocănel. Este o poveste, nu? Da? Deși aș vrea să fiu judecător în Marea Britanie. Uitați-vă la Madalina. Priviți-o cu atenție, dați așa imaginea cât se poate de mare pe full screen. Și primul lucru pe care l-aș întreba este de ce și-a ales această meserie, pentru că este una în care se pretează, din punctul meu de vedere, parcă mai mult unui bărbat care e mai autoritar și care se impune și care e, parcă în fața unui bărbat îți vine mai degrabă să taci, să pleci capul, decât în fața unei femei. Sau este o prejudecată, o idee? Bună ziua, în primul rând, mulțumesc bine pentru invitație, bine v-am găsit, vreau să vă spun că studioul este fantastic. Mulțumim frumos. Mi-a schimbat profesia. Suntem așa ca tine, un radio în culori, vezi, așa, lumea nu te percepe dincolo de meserie, pentru că despre asta vorbești acolo și asta faci, dar cei care te cunosc și altfel înțeleg că în viața ta culoarea este cea care de fapt te împinge să faci meseria pe care o faci și te susține. Tu ai vrut să te faci de mic copil judecător sau nu ai trecut și prin am alte? Am trecut prin mai multe faze. În primul rând, învățătoare. Era o nebunie în perioada aceea cu a te face învățător, profesor, apoi asistentă medicală, după care am trecut la un liceu de profil pentru a face medicină. Medicină. Medicină, cardiologie, chirurgie cardiovasculară. Acolo m-aș fi văzut. Tot să mă ajuți oamenii. Da. Și cred că aș fi reușit să ajut acolo oamenii mult mai mult decât ajut în profesia pe care o fac. Lăsând modestia la o parte, și cum au ajuns drumurile, cum a fost de au luat așa turnură și ai ajuns în clasa 12, fratele meu a intrat la drept anul întâi și a început să vină acasă să povestească din sări de judecată și am ajuns la concluzia că inima este aceeași în toată lumea, pe când dreptul este diferit. În clasa 12 am făcut pasul și am spus nu mai mă duc la medicină, mă duc la drept. De ce e dreptul și diferit? Pentru că unii stângaci și alții dreptaci? Ca să cităm un clasic în viață, e vorba despre măreția dreptului. Ai spus de fratele tău, da. Mama ta spunea că fratele tău ar fi de fapt fetița și tu ai fi băiatul, dacă ar fi să argumentezi, cum ai argumenta lucrul ăsta? De ce? Pentru că fratele meu e mult mai liniștit decât mine, e, mă rog, ca mare parte de altfel din poporul român, un fel de să fie bine ca să nu fie rău, pe când eu sunt cea care m-am implicat în mai multe proiecte, dacă am avut ceva să spun, cu toate riscurile am spus, dar asta mi se și reproșează că zic sunt lipsită de diplomație uneori. Uite, fix la Trinet Radio, un radio plin de culori, ascultăm o piesă care ție îți place foarte mult, semnată de Depeche Mode, Heaven, puțin din ea ascultăm, după care revenim. În regulă. Trinet Radio. More colors in your life. Nu o să vă țin așa, să vă uitați pe mutește la noi cum vorbim, așa că hai să povestim în timp ce ascultăm și piesa asta. Ai fost la concert? Am fost la concert la Depeche Mode. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Atmosfera, cântecele, faptul că băiețelul meu a dormit marea parte a concertului. Te-a lăsat pe tine să te dezlănțui. Bata mea a fost că a dormit la taică s-o îmbrațe și da, eu m-am dezlănțuit. Însă s-a trezit la un moment dat pe o anumită melodie care îi place lui cel mai mult, a cântat-o, după care s-a culcat la loc. Și care e melodia? Cu pricina. I'm coming for you. Nu trece de la refren. Aha, ok. Depeș atâtea piese cu Depeș. O să rugăm frumos pe DJ Shaguna al nostru să mixuiască și să pună niște piese care să... O să te și sunt, să știi, te trag de mâneca. Acum e momentul tău să știi cu Depeș. Mulțumesc! Așa, ai văzut? Împătrânesc. Trebuie să mănânc niște ciocolată. Mă, nu, sweet la sweet, trage. Așa, așa.
e cea mai mare provocare? Că nu mă pot abține să nu te întreb în meseria ta. Să încerc să păstrez un echilibru între viața de familie și viața profesională. Și foarte greu reușesc lucrul ăsta, pentru că de undeva trebuie să tai. Și am tăiat spre rușinea mea din viața personală. Adică au fost momente pe care eu le-am ratat din copilăria copilului meu, din momentele pe care trebuia să le petrec cu soțul și asta este. Bata. Dar compensezi în varianta aceea MP3, așa, adică da, din puținul timp pe care l-ai. Da. Până să vorbim de job, te-aș întreba cum reușești, dacă ai tăiat din timp în favoarea meserii, cum reușești să-i ții aproape și să le arăți că iubești? Cum reușesc? Dă-ne câteva secrete, dacă vrei, din reușitul unei căsnicii de durată, pentru că aveți niște ani buni, am văzut. 15 ani de căsnicie, 17 ani de căsnicie. Mulți înainte sănătoși, da? Nu-i de aici, de colea. Da. Citeam undeva, într-o fotografie, era postată o femeie în vârstă care spunea că secretul unei căsnicii, îmi dau seama că nu pot să spun decât jumătate din ce scrie acolo, este să ții bărbatul cu stomacul plin. Nu e adevărat, nu e adevărat. Aici Iulian este cel care mă ține cu stomacul plin, că dacă bravo, fi el bravo, aș mânca numai pe la fast food cu fiul. Mi-am pus pe Facebook o fotografie. Cum îl crești? Cum îl educi? Așa la așa. Nu, aici nu. Bapta mea este că el este un tip înțelegător și și-a dat seama că încerc să nu să excelez, că nu am cum să excelez, pentru mine este sigur lucrul ăsta. Te referi la viața de familie? Și viața aici. De familie și viața profesională, dar să le fac astfel încât să nu-mi pot reproșa nimic, să spune, și revenim la profesie, că cea mai bună pernă când te trezești dimineața este conștiința curată. Wow! Sunt 13 ani de când fac profesia asta, aveți cuvântul meu de onoare că niciodată nu mă întrezi dimineața să mă doară capul din cauza aceasta. V-am zis, bafta mea este că el este un tip înțelegător și a înțeles punctul meu de vedere când i-am explicat că sunt femei care vor să fie numai mame și sunt femei care vor să fie și altceva decât mame. Ești mame, iubite, soții. Respectiv să aibă o carieră profesională de succes, ceea ce încerc eu să fac. Și ești și eu și business, adică e foarte clar că nu te duci doar la tribunal, ci că încerci să faci în așa fel încât rezultatele muncii tale să fie cunoscute de mai multă lume și în general de femei de valoare, pentru că există cercuri și cercuri și acolo către unde tinzi este bine să-ți faci relații, lumea să te cunoască. Grație și business, iată, te-am cunoscut și noi și îți mulțumim frumos că ai venit în emisiune. Care este cea mai mare provocare în meseria ta? Cea mai mare provocare? Da. O glumă? Să nu mai am restanță în redactarea hotărârilor. Altfel îi amâni pe cei care s-au... Nu, e un termen în care trebuie să redactez o hotărâre și nu prea mai reușesc, cel puțin de când am preluat funcția de președinte de secție, eu intrând în același număr de ședințe ca și ceilalți colegi, e practic o muncă dublă. Și asta de ce se plâng cel mai mult femeile tinere care vin la tribunal? Care este problema number one, arzătoare, care nu le lasă pe ele să doarmă noaptea și la care trebuie să te gândești tu? Există așa ceva, făcând o statistică? Perioada când eram judecător la judecătorie, cele mai supărate doamne erau cele care veneau să divorțeze. La tribunal, în secția pe care sunt în prezent, respectiv fostă comercială, litigile cu profesioniști, nu mai mă confrunt cu așa ceva, sunt societățile comerciale, deja discutăm de alte cauze. Și pentru că, uite, deja ne apropiem de finalul interviului, te-aș ruga să le dai un sfat tuturor femeilor care își iubesc familia și, în egală măsură, cariera și care vor să ajungă sus. Care sunt cuvintele cheie ale secretului succesului tău și ale celor care te motivează pe tine să mergi, să ai ambiție? Să nu facă compromisuri și să aibă curajul să-și spună poziția argumentat și să fie open mind. Cred că ai pus punctul pe ei astăzi și îți mulțumim foarte mult că iată au trecut cele 10 minute cum nici n-ai fi gândit. Mai Madalina, te rog frumos, oricând ai timp și vrei, ușa studioului nostru este deschisă, așa cum se întâmplă și la tine, numai că dacă e să vin să te pup, nu vin cu dosarul, cu cazuri, cu lucruri din astea, ceea ce vă doresc și vouă să n-aveți parte de conflicte, ci mai degrabă să o întâlniți pe Madalina pe stradă, să-i strângeți mâna, să-i spuneți, te-am văzut la Weekend Extravagant sau pe Facebook, o găsiți, da, Madalina Frasinie, judecătoare președinte sectorului 6, Tribunalul București, o și business, o găsiți și așa, pentru că și acolo este în
grup. Îți dorim mult succes. Îi salutăm pe cei de acasă. Sănătate multă piticului. Piticului, că este răcit. Da, uite, nu-i frumos. Te-am rugat să spui, să le dai un, să le transmiți un mesaj ascultătoarelor, dar celor de acasă, care în momentul ăsta, uite, sunt fără tine. I-am privat de prezența pentru ta. Andrei, mami îți promite că succes să-ți ia dragonul, chiar dacă asta înseamnă că tati se supără. Iar pentru tati să se facă mai repede bine, că mi-e dor de mâncărurile gătite de el. Invitatul de astăzi este un judecător. Încă o dată mulțumim. Priviți-l. Mulțumesc și eu de invitație. Ce înseamnă să fii om înainte de toate? 3 Net Radio. More colors in your life.